Dragi prieteni, invitatul nostru de astăzi este cu adevărat cel mai cunoscut, cel mai apreciat, pot să spun cel mai căutat acordeonist din țară, căutat pe plan mondial. Compune piese, le orchestrează, înregistrează, are cu adevărat o inspirație de o extraordinară calitate, de o rapiditate în a acompania pe loc piese pe care le aude pentru prima oară. Incredibil, dar are deja în spate o carieră de 38 de ani de activitate muzicală făcută cu profesionalism și mai ales cu pasiune. Numele lui real, care este foarte frumos și am să-l întreb de ce și l-a schimbat, este Sterian Băncilă. Dar și-a ales un alt nume de scenă și noi toți îl vom invita în platou după numele cu care s-a făcut celebru și pe care și l-a ales domnul Paul Stângă! Bine ai venit, Paul! Bine v-am găsit! Bine ai venit, dragule! Te pup! Respectele mele! Să știți, bună ziua, bine ați venit! N-am venit singur, am venit de data aceasta cu bandul meu. Așa, bine ați venit, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! El este Andreas Stângă, băiatul meu. Frumos băiat ai, să străiască! Mulțumesc. El este colegul meu, Marian Maricanu. Bine ai venit, Marian! Și Gianni Buznea, tot colegul nostru. Bine ai venit, Gianni! Am venit ca să vă înveselim ziua, să zic așa. Să ne faci frumoasă, să ne faci o ediție de colecție! Da. Am să te invit în mijlocul platoului să dăm drumul la petrecere. Păi de data asta, să știți că chiar am decis ca să vă cânt live, pentru că dacă tot am venit cu formația mea, să fie live 100%. Atunci... Și am să încep cu ceva live, exact. O fuziune între mai multe genuri muzicale, să spun așa. Eu de-abia aștept să te ascult și de-abia așteptăm să-l aplaudăm pe Paul Stângă și formația!
Extraordinară performanță! Extraordinar! Paul, te rog să poftești lângă mine. Voi puteți să vă răcoriți un pic, cu tot cu instrumente, puteți ieși. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc băieți. Mulțumesc frumos. Extraordinar acest colaj, Paul. Am recunoscut trupe de hard rock, Beethoven, tot ce se poate, extraordinar și foarte bine gândit și conceput, și faptul că ai inserat elemente lăutărești deasupra. Ăsta e un număr mondial. Cred că dacă îl punem pe YouTube, s-a terminat.